primăverii. Au, fiți șosetele și urbane că... Dana! Da, stai că te-am găsit, gata! Dana, poți să intru puțin, te rog? Da, 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 te rog, te rog, stai, stai! Oh, am luat-o, gata! Gata, stai să ies! Oh. Au, 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 au! Ia, ia! Gata, am găsit-o! Zi-mă și mie, ce caută, mă, șosetele astea sub pat? Ce caută? Ce caută șosetele astea? De câte ori mi-a zis Șerbane, dacă-s murdare? Pune-le, mă, în coșul de sunt rufe. Murdare? Păi normal că-s murdare, okay. Tu ce crezi? M-a ajuns să strâng după Șerban mai mult decât strâng după Roberto. Pe cuvântul meu, dacă nu. Incredibil. Marcel e tot așa de împrăștiat? Nu, Marcel e în partea elaltă, el își împăturește șosetele la dungă. Și în dulap avem hainele aranjate pe culori, știi? A, de la Vaivu! Da. Știu, da? Când eram mică, l-am închis pe Marcel în cămară, ca să scăpăm de el la joacă. Și l-am lăsat acolo vreo 3 ore. E, după aia, când i-am deschis, toate borcanele erau aranjate frumos, uite așa, pe culori, rogvaiv, de la stânga la dreapta. Ăsta e Marcel. Da, ai vorbit cu Șerban? Mergem seara asta, ieșim? Nu i-am zis încă, dar... Marcel vine? Da, clar, cum adică? Normal că vine. Nu i-am zis încă, dar o să-i spun când ajunge la școală. N-are altceva mai bun de făcut, deci... Moment, deci abia aștept să ies în club, n-am mai ieșit în club din facultate, tu-ți dai seama? Păi, sincer, Roxana, tu chiar vrei să mergem în club? Acum, serios, e... mătușa e plecată, e așa liniște în casă, hai să ne bucurăm și noi de liniștea asta. Nu, 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 nici să nu aud, nici să nu aud. Poate că nu ai chef acum, dar când o să dansezi pe mese, o să te simți ca la 20 de ani, așa că... Pe mese? Da, pe mese, sub mese. Păi ce, mă, ne mai țin pe noi mesele alea... Zău, nu știu ce să zic, Roxana. Chiar nu știu. Vorbești ca o femeie bătrână. Suntem singuri, mătușa e plecată, copiii au pojar. Cât noroc să ai în viața asta! E momentul perfect să ieșim din casă, să ne aerisim creierii, nu? Să ne simțim și noi mișto! Când ai ieșit ultima oară în club? Păi, să tot fie așa câțiva ani. Aha, vreo 9-10, câțiva. Da, m-a mai fost de mult, dar să știi că eu nici nu mi-am dorit. Oh, nu. De sincer, Roxana, nici nu știu când am trecut de la nopți de nesomn și de mahmureală la nopți în care îmi fac o baie liniștită, mă schimb în pijamăluțe și mă bag în pat și mă la film. Dana, și... Dana, că-i așa odihnit, Dana, mie-mi place. Trezește-te! Ieșim în club! Gata, ieșim să nu mai fim atât de gospodine și să... Gata! Cu... Oribil! Oribil! Nu știu ce să zic, serios. De cuvânt. Păi, îl omor! Salut, Șerban! Ce-i cu tine acasă? Am avut zi scurt. Tu ai zile în care muncești doar 5 ore? Păi dacă atâtea ore am, atâtea lucrez. Am trebuit să mă fac și eu profesor de română. Eu am învățat ca prost o groază la școala de șoferi. Ha, dar tu ce cauți acasă la ora asta? Ți-a stricat autobuzul. Am vorbit cu Roxana? Eram la serviciu când mi-ai dat SMS-ul. Dar crede-mă, nu vrea să vină, sunt sigur. Nu, 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 Marcel, trebuie să o convingi. Nu, 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 e meci, e mare meci, e derby, joacă Dinamo cu nenorociții aia. E tradiție, am luat bilete, e prea târziu să le dau înapoi. Sunt jos, sunt lângă băieți acolo. Nu, nu, nu există. Marcele, mergem și noi la meci. N-avem treabă, Florina nu e acasă. Copiii au pojar, sunt la Buzău, la bunici. N-avem niciun... Ne culturalizăm și noi cu fetele. Bem o bere, mâncăm mic. Nu, nu, serios, serios. Nu. Șerban, mie nu-mi place fotbalul. Dar nu să-ți placă fotbalul ca să mergi la meci. Nu-i vorba despre fotbal acolo, e despre atmosferă. Despre cum vin oamenii bucuroși, cum vin băieții din autocar, se uită la teren, când încep să încălzească, vin galeriile. Mă sperie. Toată nebunia aia. Când îi vezi, hai să vezi ce mult o să-ți placă. De unde știi tu că nu o să-ți placă dacă n-ai fost niciodată? Știu eu că nu o să-mi placă. Nu știi vorba aia? Ce? Odată în viață trebuie să mergi la meci, tititeașcă, 68. Dar nu în seara asta, nu, nu, n-am chef. Băi, îți garantez eu că o să-ți placă, crede-mă. Nu. O să-ți placă mult. Ce-am? De câte ori ți-am spus dacă-s murdare, să le pui în coșul de rufe. Și dacă-s curate, să le pui frumos înapoi în dulap. Ce-i așa greu? Să le pun înapoi în dulap dacă tot mă îmbrac cu ele? Le pun, le scot, le pun, le scot. Lasă-le pe spătarul scaunului acolo. Așa am fac și cu patul dimineața. De ce trebuie să facem patul dimineața dacă seara ne băgăm în el și mototolim la loc? Pentru că nu putem strâmi cavacile. De da? Ce? Ai încercat să vezi ce bine e? Eu n-am discuția asta cu tine acum. Uite, te anunț că diseară mergem la club. La fotbal club Dinamo București? O crezi tu?
mergem la zbumti, zbumti, gâl, gâl, gâl. Stop, stop, la ce? Ce-i asta, mă? La bunții, bunții, gâl, gâl, gâl. Ce-i asta, bunții, bunții, gâl, gâl? Ce aveți, dragă? Orice club în care se dansează și se bea. Băi, bunții, bunții, gâl, gâl, băi, fetiță, unde te duci tu, mă, printre copiii de 20 de ani acolo? Stai, mă, acasă, liniștită, ai la meci. Ce să cauți tu acolo printre aia tineri? Te duci acolo, te duci când ai copil, când ai facturi de plătit, vrei să arunci banii pe fereastră, agățări, nebunii? Stai, mă, așa, ca să înțeleg, adică dacă eu nu mai am 20 de ani, eu n-am voie să merg în club? Ba, asta ai voie, că te lasă să intri, dacă te aud aia pe acolo, te văd, aia scopii. Și mă rog frumos, cine a hotărât, mă, că nu mai sunt tânără? Tu, ia zic. Nu, nu, tu când ai spus acum, bunții, bunții, gâl, gâl, gâl. Da, și ce... Băi, dacă te aud, băi, dau afară, băi, de acolo. Băi, băi, deci, băi, stai așa. Deci clubul nu e ok, da? Dar fotbalul e ok. Nu, 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 stai, stai, fotbalul n-are vârstă. Aha, deci fotbalul n-are vârstă. N-are. Băi, fotbalul e pentru oameni care... Care ce? Hai, nu, nu, hai, vreau să te aud. Care ce? Cerban? Caramari, caramari în zburlea. Cerban, nu mă porni, că știi că nu mă pot opri. Dana, stop, stop, serios. Roxana, bă, voi vorbiți serios? Voi chiar vreți să mergeți în club? Da. Care-i problema? Ce-i interzis sau ce? Nu e interzis, cum să fie interzis, Doamne ferește, dar știi bine că acolo e cum, uite, a zis și ea, e cu zbumții, zbumții, cu asta. Da, așa, nu, eram sigur că o se întâmple așa. Fiți atenți, voi doi sunteți niște plăcinte de bărbați, iar Dana vrea neapărat să meargă în club. Deci... Stai, mă, eu? Da, cine, eu? Cum adică, da, tu? Ai uitat că te-ai enervat soțul tău cu jegul lui? Aba, da? Nu, așa e, ai dreptate, noi mergem în club. Doar că... Mergem singure. Da? Mergem singure. Uh-huh. Mergem singure. Și noi mergem la meci singuri. Nu, 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 eu nu merg. Nu, mă, ți-am zis că n-am chef. Vrei să fii merdenea de bărbat, mergi la meci. N-am chef. Asta e problema, că tu nu vrei să mergi niciodată nicăieri. Hai că începe aia, că nu mă scoți niciodată nicăieri, că miau, 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 că nu... Uite așa, voi ascultă să mergeți singure în club, mergeți voi singure în club, noi mergem singuri la meci, clar? Exact. Bun. Hai, bravo. Da, exact asta o să facem. Noi o să mergem singure la club. Înțelegi? Singură o să mergem. Foarte bine, hai. Și dacă vrei să știi, nu o să-ți mai strâng nicio șosetă. Păi ce te-am zis eu vreodată să-mi strâng șosete? Și uite coșile alea de banane. Ia să le duci tu acum frumos, frumos la coș. De ce? Că mie îmi plac acolo. Da? Da. Uite, pe mine mă deranjează. Te deranjează, le duci. Tu te mă de aici. Ai ratat. Da? Și tu, aseară. Să mergem, Roxana. Nu, eu mă duc să vorbesc cu Roxana, pentru că era supărată pe mine. Nu, 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 te duci, alo, cum să faci greșeala asta? Exact, că e supărată pe ea, de-aia nu vorbești cu ea acum. Stai jos aici, nu, nu, ăsta e momentul perfect pentru ele, profită de el și se reproșează tot de 10-15 ani încoace. În situații din astea, noi băieții trebuie să stăm uniți unul lângă altul. Nu te gândi la Roxana, ferește-te de ea, mergi cu mine la meci, ne întoarcem și să fie foarte bine. Marcel, eu pun pariu că nu se duc ele fără noi în club, fii serios. Mie teamă și oricum nu vreau să merg la meci și nu-mi place că e supărată pe mine, înțelegi? Băi, cred, deci eu cred că e în perioada aia lunii, nu înțelegi? E, nu e. O să se liniștească. Vrei să te liniștești? Ia o banană. Nu vreau banană. Băi, trebuie să fii atent. Eu oricum, cred, el în 10 minute o să apară acum, o să zică, bine măi, haide, mergem la meci, dar săptămâna viitoare mergem în club. Și până săptămâna viitoare a uitat. Zici? Ia uite, ce ți-am zis? Stați. Unde mergeți? Noi? Da. La mall. Să ne luăm haine. Nu vorbi cu ei, ignoră, ei nu există. Sunt bărbați, merg la meci. Nu, Roxana, dar eu nu vreau să merg la meci. Vrei să mergi la meci, dar nu-ți dai seama încă. Atmosfera de acolo să te nebunească de plăcere. Da. Uite ce ai făcut, Șerban. Eu, dar ce, e vina mea? Ce am făcut? Stai, eu stăteam aici liniștit, mâncam o banană, mâncam un gem, m-am trezit cu rufe în cap și uita mai cearta. Hai să fim serioși și oricum eu cred că Roxana a fost cu ideea asta tâmpită cu clubul. Pe bune, tot timpul, Roxana, tot timpul dai vina pe ea. Păi și ce? Crede-mă, eu o știu pe Dana, cea mai mare distracție a ei e să stea în pijama și să uite la filme. Cine? Dana. Tu vorbești serios? Dana-i soră mea, o știu de când eram atâta. Păi n-ai văzut un meci, câte cluburi a văzut ea. Cum adică ce? Ce vrei să spui cu asta? Nimic nu vreau să zic. Cum adică nimic? Mie nu, odată nu mi-a spus de când o știu că vrea să meargă în club, da, odată. Da. Și da, ce? Da, nevastă-te ai altfel. Ia chiar mai prea să ia. Mă, Șerbane, serios, gata. Dar uite ce am ajuns, acum ne certăm care din nevestele noastre e mai nebunatică sau ce. Uite, ne calmăm un pic. Am o idee. Ce-ar fi? Mergem la meci și după aia mergem la club și așa? Nu e nimeni. Ce am făcut? Ce am cedat, nu? Nu, așa credem precedent.
E un precedent și atunci, uite, așa o să te joace pe degete. Nu, mergem la meci, se termină meciul, ne bucurăm dacă e victorie, ne vedem cu băieții, mergem, bem bere, mâncăm mic. Stai, Șerban, mai ceva, mie nici nu... Nu-mi place ideea asta să le las să meargă singure în club. Ia, dar ce crezi tu că o să se întâmple? Ce, iese Roxana prima oară după 10 ani în club și fuge cu primul care ia ceva de băut? Fii serios. Nu, e... Cum adică? Ia, stai. Cine, cum îi ia ceva de băut? Cum adică? Un bărbat o vede la bar, îi place, zice și oferă ceva de băut. Cum adică îi place și oferă ceva de băut? Stai, nu înțeleg. Cum adică dacă îi place și îi oferă ceva, dar cine e asta? Ce se întâmplă acolo? Nimic, stă acolo, ia dacă vrea, vrea, dacă nu, nu. Stai puțin, cum adică dacă vrea, vrea? Adică ce, eu nu-i ofer tot ce are? Adică tot ce vrea? Adică stai, nu râde, stai, adică liniștit. Pot și eu să-i ofer ceva de băut dacă vrea. Uite ce s-a aprins așa, era doar o ipotenuză așa, oricum, stai liniștit că nevastă-ta nu mai e la vârsta în care să obțină băuturi gratis. Bă, asta mi-e teamă că e. Nu știu, eu... Mă duc să mă întind un pic, că m-a luat o durere de cap. Ce faci? Alo, alo, arunc astea la gunoi, asta fac. Acolo. Ce? Asta e între mine și nevastă-mea. Nu le atingi. Bine, eu atunci mă duc să... Fii atent, la 8:30 am plecat cel târziu, că trebuie să ajungem la arenă până în Vatra Luminoasă și sigur e aglomerat. E meș mare azi. Hai, băieții, câinii. Bunții, gâl. Am văzut ea cluburi. Auzi, trebuia să mă însuie pe aia cu paiete. Mă, ce-am nebunit, Dana, era o palmă sub fund. Păi, serios, un metru de material bine. Cu tot salariul lui Marcel. Ah. Păi era foarte mișto. Mama, m-a obosit rău omul ăsta. Ce-i cu mizeria asta? Ce-i asta în casă? Ăsta-i Șerban, care încearcă să-mi dea mie o lecție. Păi ce se pune cu mine la scăiarăciu? A luat proporții rău scandalul ăsta dintre voi. Auzi, știi ce? Mergem și noi în club. Odată ne facem și noi de cap. Pe cuvântul meu, ce? Adică noi nu merităm? După 10 ani de copil, casă, muncă, tot 10 timpul? 10 ani? Au trecut deja 10 ani? 10 ani. Grozitor. Da. Așa e, ai dreptate. Mergem la mine în cameră? Mergem. Mergem să ne îmbrăcăm, mergem la bunțe, bunțe, gâlcâl. Hai. Ca la 20 de ani. Ca la 20 de ani. Ca la 20 de ani. Dana, ce ai? Ești bine? Ce-ai pățit? Cred că am stat în curent. Aoleo. Nasol. Nu pot să mă mișc. Ei, nu poți. Cum să nu poți? Ba poți. Nu pot. Dacă mișcă-te. Zic... Haide, Dana. Băi, nu pot. Dacă zic că am înțepenit. Aoleo, nici nu pot să respir. Dana, te rog frumos să termin cu prostiile. Haide. Te rog eu. Băi, nu pot să mă mișc. Du-mă tu la canapea acolo. Pe canapea niciun caz. Niciun caz. Cum nu? Vin băieții și o să zică cum ai putut să mergem în club, că stai tu înțepenită pe canapea. Nu mai putem, nu că am înțepenită. În niciun caz, nici nu vreau să aud. Dacă vrei ceva, poți în viața, ai înțeles? Deci dacă vrei să mergi în club, poți, mișcă de te aștept în cameră ca la 20 de ani. Haide. Fimear, clubul, bumți. Da, nu mă duc eu în club. Ei, las că mă duc acum. Stai așa. Aoleo. Roxana, ia tu sacoșele, că nu pot să le car. Hai că vin acum. Bumți, gâl. Aoleo. Roxana! Marcel! De la Sălăj, Marcel! De la Sălăjan până în piața Marcel! Da, sunt aici, nu mai striga. Ești gata? Da, sunt gata, dar să știi că vin... Doar pentru ca să se laude și băiatul meu că taică s-o a fost măcar o dată pe stadion. Ce contează de ce vii? Bine că vii, ține asta. A cui e tricul ăsta? Al meu, eu l-am făcut cu Oja. S-a niplat Dinamo 90 pe viață. Și Mateus cine? Mateus? Dorin Mateus, numărul 10, mijlocaș la Dinamo, gheată de aur în 89, gol cu Dundee United 2-1. Dorin Mateo! Eu prost că te-am întrebat. Ce faci? Nu, ăsta nu-i ca să ține de cald. Ține-l așa deasupra capului în mână. Fii aia, uite la mine și când auzi la băieți acolo în galerie, încep la stânga. Hai, fii aia. Fie vreme bună, fie vreme rea. Hai că te văd și imnul, scris de bănică. Ai chemat taxiul, măcar. 9 minute aici, m-am ocupat. Incredibil. De ce, mă, nu găsești taxi? Nu, am zis că nu au mașini și aplicație blocată de 10 minute. Mai încearcă. Ce faci, fetele? N-ai taxi. Stai. Adică voi vreți să ieșiți așa? Pe ce are, mă? Cum, păi ce are, îmbrăcate așa? Uită-te la tine și după aia vorbești. Nu, stai puțin pe bune, nu se tu, poate mă, să ieși. Maică mea, nu, sunt frate tu. Ia vezi, poate te încui iarăși în cămară.
Hai, bă, te rog, mai încearcă dacă vrei. Dată. Mai încerc eu. Alo? Alo? Da, bună seara, o mașină, vă rog, în primăverii 15. Ah. Cum adică n-aveți mașini? Păi dacă n-aveți mașini, cumpărați-vă! N-au mă mașini. Hai că hai le ducem noi. Nu, vă ducem noi cu taxiul nostru. Ducem noi, da, le ducem. Exagerez, Șerban, le ducem. Stați liniștiți că nu avem nevoie de taxi. Găsim noi mașină în stradă. Pa! Taxi! Pa, tu mă unde ce, vrei? Ce, nu, nu se poate. Nu se poate să lăsăm două femei singure noaptea să meargă așa pe stradă. Dar cine mai văzut femei singure mergând noaptea pe stradă? Se duc în centru vechi, nu se duc în codru. Liniștește. Tocmai de aia. Energie pozitivă. Băieții au nevoie de noi. Aranjează șapca. Laru, hai că ne-a venit taxiul. Hai! Hai că nu te mai grăbi, oricum ne-au luat fetele taxiul. Mergem cu metro un zi de meci, suntem nebuni, cu băieții. Hai! Hai! Oh. Venim acum, venim acum, venim acum, acum, acum. Mamă, ești casa mea. Mamă, ce iubesc eu, casa mea! În sfârșit am ajuns, Doamne, Dumnezeule! Patru jumate! Deci nu mai pot, nu mai fac așa patru ceva jumate. În viața mea. Nu mă mai duc la... Băi, să se ducă tinerii, să facă ei ce vor acolo în club. Eu nu mă mai duc. Gata. Nu. Gata. Nu a fost muzica, zic. Deci muzica aia, așa ceva. Toată noaptea am auzit un vers sau o linie melodică. Am auzit doar duftul, îmi țiuie urechile îngrozitor. Mai încet un pic, că îi trezești pe băieți. Ei, trezesc pe băieți. Vorbești. Lasă băieții să se trezească. Noi ne-am distrat toată noaptea în club. Și ne-am chinuit să stăm până la 4:30 degeaba. Ce? A venit Marcel? Cum adică să vină Marcel? Că Marcel a plecat cu tine. L-ai pierdut pe Marcel? L-am pierdut pe Marcel. El a plecat în timpul meciului să-și cumpere o apă și așa? Nu s-a mai întors. Eu am crezut că s-a plictisit și a plecat de acasă. Și nu mi-a zis, dar după aia mi-a trimis Nicu să pun asta pe site-ul suporterilor. Cine să știa? Asta e Marcel. A, uite-l pe Marcel! El a ieșit. Cine sunt ăștia? Ăștia sunt galeria echipei adverse. Asta ce a făcut Marcel? S-a dus să ia apă și n-a fost atent și s-a dus în loc la să vină la peluza lor, s-a dus la peluza lor. Nu știu cum a ajuns acolo, dar chestia este că el avea șepcuță și fular de la mine cu echipa noastră. Mamă, ce păi cum adică și? Păi și? Păi dar nu era de-a lor! Deci, hai că ți-o explic eu. Când o galerie prinde un suporter de-al echipei adverse, îl ia așa un fel de ostatic, înțelegi? Îl poartă cu el, țin cu ei toată noaptea, îl mâzgălesc pe față, îl pun să strige, tot felul de scaje, numele echipei adverse, înțelegi? Bravo, de ce? Au tu să tai cu minte că nu mi-a trecut supărarea încă. Bă, că o să-mi vezi și offside după lucrurile. Stai puțin, Marcel, e ostatic, terminați cu prostiile! Îi dau drumul, dar nu acum, mâine dimineață, după ce se eliberează băieții, îi dau și lui drumul, dar până atunci... Păi du-te și salv! Marcel! Marcel! Cum ești? Ha? Marcel, ești acasă. Hai, ușor, ușor, Marcel? Ușor. Gata, gata. Gata, te-au prins, ha? Ești bine? Opa, da, sunt foarte. Ești bine? Ai luat bătaie? Nu, ușor, asta ușor. Asta e... Când am plecat de la stadion, am căzut pe trepte și m-am lovit. Da. Dar ce s-a întâmplat, Marcel? Că e 4:30, meciul s-a terminat acum 5 ore. De unde vii? S-a întâmplat că eu m-am dus să-mi iau o apă. Așa. Și am nimerit când m-am întors în galeria echipei adverse. Am văzut ce ai zis. Și eu mi-am cerut scuze. Doar mă știi, Roxana, că sunt politicos. Mi-am cerut scuze chiar foarte frumos. Le-am spus, vă rog frumos cu toții să mă iertați, că erau mulți. Numai că a venit unul cam așa, care m-a luat brusc în cârcă și după aia a urmat un calvar. M-au pus să beau rom, eu care toată seara, și m-au pus să scandez numele echipei lor. Portocaliu până la moarte, ceva de genul ăsta. Am uitat. Cum? Mă doare în gât, atât de tare am strigat. Vai, da, drăguțule! Toată seara am strigat. Cum mă opream, îmi dădeau cu șlapul în cap. Da, era unul mare, gros, așa. Avea niște, da, nu contează. Mi-a dat, uite aici, îmi dădea cu șlapul în continuu. Mi-a dat, pac, pac. Mă doare ceafa foarte tare. Amărâtule, drăguțule, îți fac un ceai fierbinte? Nu. Mamă, nu? Deci te-au prins, a? Ți-au dat umila, mamă. Deci dacă pățeam în chestia asta, eu cred că muream. Umila. Muream. Și zici că nu te-au bătut? Nu. Au vrut. Au fost doi care au vrut să mă bată. Când au aflat că sunt profesor de limba și literatura română, dar a venit unul și mai mare decât ei, a aliniat pe toți și a zis că nu, profesorii
trebuie respectați, pentru că și așa sunt amărâți, au salarii mici și, și așa am scăpat. Și nu m-au lăsat să plec dimineața, mi-au dat și o bere. Da. Și am mâncat și shaorma, da, și shaorma. Și că mi-au dat, stai, că mi-au dat, uite aici, mi-a băgat în buzunar cu forța, că n-am vrut să iau, 50 de lei. Mi-a zis, ia, domn profesor, să, așa. Drăguțule. Îmi pare foarte rău, Roxana, că n-am venit cu tine în club, să știi. Ai, iartă-mă, tu ai foarte mare dreptate tu, și mă bucur că v-ați distrat. Tu nu trebuie să suferi pentru că eu sunt un tip antisocial. Lasă, iubitule, amărâtule, drăguțule, ascultă-mă pe mine. Totul o să fie bine și eu trebuie să-ți recunosc ceva. A fost îngrozitor în club. Îngrozitor, numai că un club în viața vieților mele. Întâmplat? Ce ți-au făcut? Ei, nu o să spun ce mi-au făcut. Important e că aveau jumătate din vârsta mea și nu se cade. Vă știați că dacă vrei să-ți iei ceva de la bar, nu trebuie să stai la coadă. Te bagi în față, pur și simplu. Da, în club nu există nicio regulă. Te duci la coada aia și dacă ai decolteu mai mare, poți să ajungi mai repede în față, înțelegi? Asta, da. Este ceva de, nu, de nedescris. Deci ne-am așezat la masă și a venit unul și ne-a dat la o parte, că noi eram două și ocupam o masă de patru. După aia ne-am dus să dansăm. Și în ring a venit altul și ne-a dat celălalt la o parte, că a zis că îi stricăm cadrul, că el o filma pe altul. Și ne-am zis, băi, la toaletă, coadă de 15 metri, Șermane. Și... muzica aia, deci nu mai îmi țiu eu urechile și acum așa. Și nu înțeleg de ce aruncă oamenii cu șervețele în club. Nu înțeleg, nu pe cuvântul meu, deci eu în club nu mai merg niciodată, mă dor picioarele. Cel mai îngrozitor lucru este faptul că nu am găsit taxi. Noi am venit pe jos, de acolo până acasă, pe jos, pentru că ne vreau să ne ceară de 10 ori valoarea cursei sau că ei se duc în altă parte, că s-a terminat, nu, deci în club categoric, nu. Da, și eu, la stadion, categoric nu. În club, nu la stadion. Eu zic, ok, hai să mergem mâine până în par, jucăm un șac cu bătrânei de la băncuțe de acolo, ne poate și batem. Nu vezi tu deștept, mă. Mie îmi place șacul. Te-ai trezit vorbind. Treci în cameră, hai că delirezi. Hai. Dar să știi că se vede aici, ți-a dat cu șlapul, băiat. Da, unul mare și gras. Lasă, portocaliu lasă. Până la moarte. Acasă e cel mai bine, acasă e cel mai bine. Faci bine, faci bine, Șermane, foarte bine. Da, a venit cu 50 de lei. Mi-a dat și mie o banană. Cum să nu ți-a plăcut, bunții, bunții, gâl, 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 a? Ia să duci tu cojile alea la coș. Nu duc nimic. O banană tu, o banană eu. Mersi, iubitul meu. Mai fă la picioruțe. Ieri seara am văzut un gândac la bucătărie. Ce faci? Cu ce dai? Ce e asta? Facem dezinsecție totală. Faptul că nu putem trăi separat ne va obliga să trăim împreună, dar separat. Puh, băi, Șerbane, băi. Mai trage și tu apă, iubitul. Ne omori pe toți, mă. M-a omorât pâinea aia prăjită, m-a omorât. Băi, deci a apărut pupițe mici, mă runde pe tot corpul, mănâncă de nu mai poate.